Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod. Cât ați așteptat voi, mă, ai de cap, nu să-mi dau căștile jos. Cât ați așteptat voi momentul ăsta, bă, băieți, să jucăm un joc horror. Deja îmi regret viața, deja regret că v-am ascultat. Nu știu de ce v-am ascultat. Jucăm home... Ce? Jucăm Home Sweet Home 2, pentru că da, primul l-am văzut pe YouTube și n-are rost să-l joc, având în vedere că deja știu povestea și știu gameplay-ul și știu jumpscare-urile. Dar Home Sweet 2 n-am apucat nici să-l văd pe YouTube, nu l-am jucat nicio secundă, vedeți, nu i-am dat nici măcar new game. Și sunt pregătit să mă cac pe voi. Sunt pregătit să mă cac pe mine la jocul ăsta. Sper să nu fie chiar așa de horror precum se zice. Stați un pic să vedem. Asta e pe full screen. Uitați pe cât am volumul, deci volumul am pe 10. Eu am dat din programul de editat volumul mai mic la joc ca să mă auziți pe mine bine, dar volumul e la maxim. Haideți să vă arăt o secundă cum se aude jocul normal. Da, deci cam așa se aude jocul normal. Eu am dat pe filmare mai încet din programul de editat că să mă auziți și pe mine, că la cât de tare se aude jocul nu cred că mi se mai aude vocea mie. Ai de capul meu ce am făcut? Vai cum se aude, eu cred că o să vorbesc prea tare, dar aia este, new game. Deja mă regret viața, băieți, nu știu ce am făcut chestia asta. Sper să nu mor în seara asta. Cel puțin dacă mor de infarct, e maica mea cealaltă cameră și mă ajută. Asta e aia din primul joc, Jane sau cum o cheamă. Da, Jane o cheamă. A, subtitrările în urmă, minunat. Oh, Jane. Hey, it's Dev. Ah, da, mă, subtitrările în urmă. Joc minunat, excelent. Something came up and he rushed out. De ce stăteam așa? Deci că mă rugam. Holy fuck, ce frică mi este. Mi este frică, băieți. Why creepy, fata aia, să mor eu. Why macabre, mai, uite cum arată. Mamă, subtitările în urmă, trebuie să ascult ca să înțeleg ceva, că nu înțeleg absolut nimic. Băi, cum adică nu-s acasă? Ah, asta e... Dar eu sunt pe canapea, mă, cum adică nu-s acasă, sau? Nu știu. Hai să aflăm povestea împreună, băieți, zic. Well, I'll keep myself busy though. I've been meaning to do some gardening in the yard. Trebuie să-mi dau doza asta de bere de aici, că o să o dărâm. That sounds fun. And I wouldn't worry about Tim too much. He just got promoted and he's very excited about it. Mama, e foarte fericit Tim că a fost promovat. Eu nu sunt fericit că mă joc jocul ăsta. Uai, dubios arată, uite cum arată, mă. Are țâțele strâmbe. Voi vedeți că sânul stâng îl are mai mare decât sânul drept? La ce mă uit eu timp ce joc jocuri horror? Ok, minunat. Și conversația asta se mai termină? Eu vreau să mă joc, frate, vreau să mă joc! Ok, thanks, Dev. Bye. Thanks, Dev. Bye. Uai, de capul meu. Aș fute-o pe asta, mă, să mor eu. Ce-i aia? Mi-e și frică să-mi iau privirea de la ea. Mi-e și frică să mă uit, mă. Mi-e frică că dacă mă întorc așa brusc prea, poate apare un drag ceva și mi-e frică să mă uit. Se povestește despre accidente. Am înțeles. Ce se uită asta, mă? Uai, să-mi bag ce m-am speriat cu aia? Ce faci? Ce? Uai, ce m-am speriat? Ok. Nu mai zic nimic. Gata, nu mai zic nimic de speriat, că mă sperii mai tare. Uai, de pizda, mă, zice. What the fuck? Uai? A fost un vis, mă, un coșmar. Uai, să-mi bag, m-am speriat, mă, bă, ce jocul, mă, puneți să mă joc. Nu mai joc așa ceva în viața mea, mă. Uai de cap, nu, mamă, ce sunete, să-mi bag picioarele. Ce-i cu sunetele astea, mă? Ai de capul meu, ce sunete. My head. Everything spinning. Oh, ne putem mișca. Oh, dar vai, ne putem mișca. One more drink, hai să găsim un drink, frate. Ce-s pozele astea aici? Oh, este Tim și un chinez cu față cenzurată, bănuiesc. Ok, frumos. Nu pot să deschid ușa. Uite că abada... Ce-i aia? Ah, ok, deci omul este bețiv. Am înțeles. Și de ce arunc sticla pe jos? Se poate sparge. Sau a aruncat-o. Nu-mi vine să cred. Ce-i aici? E închis. A, aici e camera aia lui Jane.
sună telefonul. Sună telefoanele. Hai să răspundem la telefon. Nu este o idee prea bună. Uai, câte sticle, ce-i mă cu ăsta? Bă, s-a închis telefonul. Ce-i asta? O, încă o sticlă. Rotate. Oh, da. Numai bine de băgat în cur. Dar nu-i problema. Ce-i asta? Iar chinezul nostru preferat. Hârtie. Nu înțeleg ce scrie. Hai să ne ce mai e pe aici. Mamă, mi-e și frică să merg la geam. Uai, de capul meu dubios e geamul. Bă, sticlă. Iar nu pot să o desfac, ok. Și aici ce este? Mă, ce? Eu n-am ridicat asta, mă. Bă, fii cu minte acolo. Cred că am dărâmat-o din greșeală. Ok, și ce trebuie să... Experts urge you to avoid using normal sunglasses or looking directly at the sun, as it can perilously damage your eyes and could lead to blindness. Sunglasses are films made specifically for this phenomenon. Ne uităm la televizor și ne întoarcem? Ne uităm la televizor? Nu se mai... Bă, asta s-a făcut singură, mă. Numai mie mi se întâmplă de astea, ca să nu știam că și în jocul ăsta se întâmplă chestii de genul. Ce este aici? Iar sună telefonul, mă. Uai, mi-e și frică să răspund. Futu-ți Dumnezeu, mătii, acum mă îmbrăc, dă fără ai lungaci. Did you turn off your phone? Your colleagues, they're worried about you. And so am I. You really need to take it easy with the drinks. No, bine, mă, uite câte sticle are ăsta, ce s-o lase mai încet, frate? Uai, câte sticle, mă, dar ce pețivie ăsta, mă, cât bea omul ăsta, fratele meu? Ai de pula mea cât bea ăsta, n-am văzut așa ceva. Iar s-a dormat ăla și s-a închis și televizorul. Bă. Mamă, frate, se negrește oglinda când mă apropie de ea. Mi-e și frică să mă uit în oglindă, să-mi bag picioarele, bă. Ce-i cu jocul ăsta? Ce este cu jocul ăsta, băieți? Aici ce e? John Cena! Ai de pizda, mă, zic, ce e asta, mă? Aici. Chiar o picată ăla. Vai, mă, mi se face pila de găină, bă. Și ce trebuie să facem? Boss, aici tot închis este. Este tot închis. În camera aici la mine. Nimic. Ce? Mi-a arătat spumâna pe ceva. Ah, cred că la ușă. Bă, păi și ce facem? Ok, are o baie. Nu ne putem vedea în oglindă. Ok, și ce trebuie să fac aici, fratele meu? What we gonna do? What you gonna do? And I'm here for you, bad boys, bad... Mamă, cât de prost mă. Bă, ce trebuie să fac, frate? Bă, de ce se schimbă așa brusc sunetele? Că mă sperie, să-mi bag picioarele, mă, de nu mă sperie chestia asta. Încă o sticlă. Oh! Bea, frate, bagă, boss, bagă, așa, bată-te, dă-i pe... ce bun a fost. Și... Încă o scrisoare. Și eu ce pot să fac aici? Încă o scrisoare și acolo, dar eu încă nu știu ce pot să fac. Oh, da, ce este aici, ia? Coș de gunoi, scaun, frigider, ce e asta? Small ladder. Și am luat-o. Și ce facem cu ea? Bă, ce facem cu scara, frate? Hai să mergem sus, zic. Și cu scara? Ce facem cu scara? Nu se știe. Aici, la camera lui ăsta. Fac ceva? Sau pot să dau cu scara, nu știu. Pot să mi-o bag în cur. Cred că ar fi mai convenabil, zic. Și eu, nu? Nu este așa. Ce? Hei. Oh! Oh, am găsit folosința scării. Empty knife box. Ești cuțit unde-i, frate? Nu este cuțitul. My head. Mă, păi și ce facem acum, mă, mi-e și frică să mor eu. Și cheia de la asta, pe unde o fi, mă? Bănuiesc că trebuie să găsim cheia, dar nu-i nicio cheie. Uai, de ce se schimbă sunetul așa dubios, că mi-e frică, mă, să-mi bag picioarele de nu mi-o frică. Vai de capul meu. Ușa este încă închisă. Trebuie să găsesc ceva pe aici, bănuiesc. Deci la pozele astea nu pot să fac nimic, aici nimic, n-am găsit. La PS4-ul ăsta nimic, aici nimic. Ce facem? One eternity later.
Oh. Oh, ce... Oh, cheile. Cred că astea sunt cheile de sus, bă. Bă, hai să mergem sus. Ăsta, ca de obicei, iar o picat. Nu știu ce se întâmplă, dacă e ceva monstru sau dacă nu știu. Habar n-am. Nici nu vreau să știu dacă mă gândesc bine de ce pică. O să-l las așa și gata. Ce rost are să-l pun eu înapoi? Unde era camera? Aha. De aici erau cheile. Ok, nu este nimic. Ce se întâmplă? My little book. N-am făcut nimic. Ai de pula mea, mă, ce se întâmplă? Bă. Bă, nu, bă, ce s-a întâmplat? Nu, no, cred că a murit. S-a terminat jocul, Doamne ajută. Uai, frică mi-e, mă, dar de ce? Ai de capul meu, ce sunete macabre. No, unde suntem? În pădure? În pădure, pe la mure. Ai de capul meu, mă, zici că e câmp de la de marihuana. How could I get here? Damn, it's dark. They can't see a thing. Mm-hmm. I feel, e ceva, cred că el a citit chestia aia. Cred că el, ce se vede aici? What happens, man? Oh, fuck, e o lanternă, cred că. Oh, da, este o lanternă. Oh, da, lanterna noastră, cea de toate zilele. Și uite cum face. Și acum când am luat-o noi în mână, normal că nu mai face așa. O să stăm cu lanterna pornită. Sper că n-am baterie, sper că nu se... Ai de pizda, măsii. Ce se întâmplă? Shift tra... Oi, de pizda, mă, si, bă, nu! Bă! Bă, ce dra... A, e un radio, du-te dracu de radio, bă! Yo, ia zis lumina din ghișeală! Vai, de... Ce e aia? Vai de capul meu! Ce cu sunetele alea? Ce e asta? Vai, dar nu mai da, mă! The first piece of a mysterious photograph. Mamă, nu spune, trebuie să merg după ăla, bă. Bă, ce e asta, mă? Vai de capul meu, bă, dar ce e cu sunetele alea că-mi scăca... Vai! Bă! Uai, uite-l pun acolo. Uai, direct aici după copac, aici stau tot jocul. Uai, nu mă lasă să mă bat după copac. Bă, ce e asta, mă? Ce e cu sunetele astea? Raul, este doar un joc, calmează-te, nu te mai speria, nu este necesar acest lucru. Chiar nu este necesar să te sperii, Raul, de ce faci lucrurile astea? Raul, de ce te sperii? Uite-i umbra la ăla. Raul, de ce te sperii? Este doar un joc, nu trebuie să te sperii. Raul, nu este necesar să te sperii, bă. Raul, de ce te sperii? Vai de capul meu, nu mai joc așa ceva în viața mea. Nu este necesar să mai joc așa ceva. Ce cu podul ăsta din bambus? Așa e că nu pot să merg, nu pot să merg. Uai, și mi-e și frică să mă întorc așa în spate dintr-o dată, să-mi bat piciorul, că... Nu, ce e asta? Cut the tree. Și cum tai eu copacul cu mâna goală? Îmi va trebui o micunealtă secretă. Și pe care mi-e frică să o găsesc, pentru că tocmai ce l-am văzut pe ăla acolo. Nu spune că trebuie să merg înapoi și că am ratat ceva. Așa e că am ratat ceva. Așa e că am ratat ceva. Uai, ce frică mi-e să mor eu, mă. Uai, cât sânge. Nu, trebuie să găsesc eu ceva pe aici, dar am ratat eu 100%, am ratat ceva. Că nu putea să-mi zică cut the tree shot. Bă, dar nu mai fă de astea, mă. Welcome. Aici trebuia să iau eu ceva, așa e? Radio-ul ăsta pe aici? Sau? Băi, eu-s prost, cu ce trebuie să taie copacul? No, mergem înapoi, aparem, băieți. Vai de capul meu, și 16 minute filmez. Parcă n-aș mai vrea. Bă, ce dracu, dacă tu mă mișcă așa, așa că se... Da, la se aude tot timpul că trec pe acolo. Este ceva perfect normal, nu este mare lucru.
Ai de capul meu, nu mai vreau așa ceva. Pe aici nu pot să o iau. Uai, mă, dar horror-ul-i, mă. Uai, ce scrie aici? Uai, ia-ță, bă. Vai de capul meu, ce frică mie, mă. Bă, dar nu-i nimic pe aici. Mă, tot uit să văd dacă nu fi un topor ceva. Așa e că aici e toporul, nu? Nu e aici toporul. Vai, tot sting lumina. Tot dau pe F în loc de E. No, pe și aici ce facem, frate? Pe aici nu putem trece. Are măcar... Poți să sari în jocul ăsta. Înțeles. Ok, și pomul... Cu chestia asta îl tăiem. Bamboo cane. O să mi-o bag în cur. Cadă 3, nu pot să tai... Băi, cu ce... Iui, ce e asta? O liană. Oh, liană, vină un coa. Vai de capul meu. Ce se întâmplă aici? Cu ce... Ia, pot să fac ceva cu bamboo cane-ul ăla sau... Aha. Pot să fac de toate cu bamboo cane-ul ăla. Nu, pe și eu cu ce tai copacul, băieți? Ah, pot să mergi pe aici. Aha. Aha. Și pe aici ce fac? Pot să merg pe pietrele astea, bă. Bă, ce am făcut? Cred că am glitchuit jocul. Sau pe aici trebuie să merg, de fapt. Aha, fix pe aici trebuia să merg, da. Bă, ce dracu am făcut, mă? Băieți, cred că am stricat jocul. Ce am făcut? Da. Uitați ce am făcut, băieți. Mhm. Nu știu ce am făcut, pe unde am ajuns, dar... Nu-i deloc ok, ce joc minunat. Am reușit să-l buguiesc și acum nu mai pot să... Ba, pot să... Și ăsta n-are jump, așa nu pot să sar. Deci nu mai pot să mă întorc, sau? Oh, fuck. Na, păi atunci o să mă arunc. S-a blocat jocul. Minunat, ce joc minunat. Am buguit jocul, băieți. No, eu oricum o să închei episodul ăsta aici. O să ne întoarcem de la ultimul save data viitoare, pentru că eu sunt efectiv căcat pe mine. O să intru de la următorul save data viitoare. Bă, băieți, nu știu ce s-a întâmplat cu jocul. Am intrat bune, nu trebuie și s-a buguit, aparent. Nu știu de ce. Jocule. 16 euro. Hello. Mă rog. Sper că v-a plăcut acest episod, fraților. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Să ne căcăm pe noi împreună. Și noi ne vedem data viitoare. Salut!